Convinși că îi va ajuta în vindecarea bolilor, în fiecare an mii de credincioși vin să ia apă sfințită de la izvorul tămăduirii din Brăila. Pelerini veniți din toate colțurile țării s-au adunat joi încă de la prânz ca să ia apă de la izvorul aflat adânc sub altarul Bisericii Bunavestire. Se spune că de acolo ar curge aghiazmă numai în prima zi de vineri de după Paște, iar oamenii sunt convinși că face adevărate minuni. Unii credincioși veniți de departe au rămas în biserică și peste noapte pentru a participa la liturgia de dimineață. Credincioșii au coborât 12 metri sub pământ până la izvorul care ar fi la baza multor miracole petrecute în viața lor. Nu au lipsit nici îmbulzelile de la asemenea procesiuni. Autoritățile se așteaptă și astăzi să sosească la Brăila câteva mii de oameni. Oamen. Biserica Buna Vestire din Brăila este singurul lăcaș cu trei hramuri și trei altare din România.